Senatoarea PNL de Suceava, Steliana Vasilica Miron, a devenit pentru presa mondenă un subiect la modă. Nu datorită activității parlamentare, ci datorită hainelor mereu altele, pantofilor creații de sute de euro, dar și bijuteriilor opulente. Am văzut niciodată cu aceeași ochii, n-am văzut niciodată îmbrăcată la fel, dar așa făceam și când eram avocată. Eu nu le mai port, port odată și atât. Da? Mm-hmm. Și ce faceți pe ele? Le urcăm pod. Cea mai recentă aroganță a senatoarei este faptul că și-a înlocuit banala insignă de parlamentar din alamă cu alta din aur, fabricată pe comandă la moneteria statului. Astfel mi-am dat comandă la moneteria statului și mi-am făcut această insignă din aur de senator. Ca orice femeie iubesc bijuteriile și îmi place să am tot felul de bijuterii de calitate și m-am gândit că un accesoriu cu această insignă a senatului ar fi oportună. Am considerat că este și o amintire pentru copilul meu, pentru nepoții mei. Sunt atentă și sper să nu o pierd.